să vedem ce ne rezervă și secțiunea muzică și video. Aici vom discuta pe larg despre Zune. Zune este iTunes-ul Microsoft și îl veți folosi pentru încărcarea melodiilor și clipurilor video pe terminalele Windows Phone 7. Tot cu Zune, aplicația pentru PC de această dată, puteți descărca softurile dorite. Din nou, din perspectiva unui utilizator iPhone, Zune are un look mai atractiv decât iTunes și se mișcă mult mai bine. Dacă treceți de pe iTunes pe Zune, aflați că, în afară de funcția de sincronizare, aveți și opțiunea de a muta conținuturile pe telefon prin drag and drop, pe iconul din partea de jos a aplicației. Revenind la handsetul LG Optimus 7, din Zune puteți accesa rapid muzică, clipuri video, podcasturi radio și marketplace. Să le luăm pe rând. Din păcate lipsește și o funcție de căutare, dar puteți naviga folosind aceeași opțiune bazată pe literele inițiale ca și în cazul contactelor. Playerul audio are aceleași probleme sau mai degrabă lipsă de funcții, ca și ceilalți competitori. Nu sunt prezentate textele melodiilor, va exista și câte o copertă de album prezentată greșit și ce nu ne-a plăcut deloc este lipsa posibilității de a folosi bara de navigare în melodii pentru fast forward sau backward. Trecem la clipuri video. Din fericire, Windows Phone 7 este îngăduitor cu multitudinea de formate video cunoscute. Deși nu am reușit redarea clipurilor în KAV, majoritatea AVI-urilor și MPEG-urilor sunt suportate fără conversie, fără probleme. Din nou, trebuie să apreciem calitatea impecabilă a ecranului și lipsa de lag cu care acestea sunt redate. La capitolul defecte descoperim aceeași problemă ca la playerul audio, adică imposibilitatea de a naviga după plac prin clip cu ajutorul barei de navigare, însă vă puteți folosi de butoanele dedicate pentru această funcție. Funcția radio este următoarea pe care o analizăm. Aplicația radio este surprinzător de simplă, vine însă cu suport pentru RTS, posturi favorite, iar căutarea posturilor este intuitivă, plăcută. Ce lipsește este căutarea automată a posturilor și memorarea lor automată. Înainte de a analiza marketplace, mai menționăm ca și în cazul lui Zune, hub-ul preia imaginea ultimei melodii ascultate din Zune Market și o prezintă pe ecranul principal. Dacă accesați Marketplace din Zune, veți fi transportați la Zune Marketplace, de unde puteți vizualiza ce melodii sunt disponibile. Din păcate, deocamdată România nu se află pe lista țărilor în care este suportat acest serviciu, astfel că nu puteți cumpăra melodii. Va trebui să vă limitați la mostre de 30 de secunde sau să încărcați melodiile direct din colecția de pe PC. În Marketplace-ul de aplicații, puteți vizualiza atât magazinul de aplicații LG, cât și cel Microsoft. Deocamdată însă să nu aveți pretenții. Magazinul Microsoft de aplicații este încă la început și lipsesc titluri destul de importante, ca Dropbox sau jocuri precum Angry Birds de la Rovio, care la un moment dat a și generat un mic scandal. Dacă citiți mobilissimo.ro, știți despre ce este vorba. Întorcându-ne privirea către LG App Store, observăm că acesta conține aplicații dezvoltate de LG și, spre bucuria viitorilor utilizatori de LG Optimus 7, toate sunt gratuite. Ce vă recomandăm neapărat, mai ales dacă scrieți multe mesaje, este aplicația Look and Type, un soft bazat pe realitate argumentată și utilizat pentru trimiterea mesajelor text. Bineînțeles, store-ul LG are, ca și în restul magazinelor virtuale, o secțiune Featured, cu cele mai populare aplicații, deci vă veți ghida destul de ușor. Aplicațiile și jocurile deja existente sunt destul de bune, dar magazinul mai trebuie să crească până să ajungă la nivelul lui Apple App Store sau al lui Android Market. Deși nu putem confirma cu date concrete, Marketplace lasă impresia unui magazin de aplicații cu prețuri mari. Așteptăm o statistică oficială pentru confirmarea sau infirmarea acestor suspiciuni. Sperăm doar ca aplicațiile să fie la nivelul banilor plătiți pentru acestea. Partea bună este că toate jocurile pe care le-am instalat sunt în versiune trial, deci le puteți încerca înainte să le cumpărați. Aceste trial-uri sunt binevenite, în ciuda utilizatorilor App Store care cer asta de ani de zile, fără să fie băgați în seamă. Laudele se opresc aici, căci trebuie menționată și o lipsă destul de gravă. Nu există un buton sau opțiune pentru a te întoarce în meniul principal al magazinului de aplicații. Să vă explicăm la ce ne referim. Căutăm un joc, de exemplu. Îl instalăm sau nu, nu contează. Dar observăm în partea inferioară a ecranului, la categoria aplicații similare, un alt joc. Accesăm acel joc din nou, ne place sau nu, îl instalăm sau nu, mergem mai departe și dorim să aflăm și alte păreri. Apoi dăm click pe producătorul titlului și găsim, de exemplu, jocuri care nu ne interesează. Aici apare problema.
cum ne întoarcem în marketplace sau măcar în secțiunea jocuri. Ei, vedeți, fie apăsăm butonul back până ne plictisim, fie ieșim din aplicație și intrăm din nou. Lipsește deci o opțiune a meniului principal sau un buton home pentru marketplace sau ceva de genul acesta. Problema este faptul că ne confruntăm cu astfel de lipsuri în toate meniurile telefonului, dar parcă în marketplace lipsa lor e cea mai neplăcută. Să analizăm și ultimul title preinstalat, care se numește Mi. Acesta permite accesul rapid la profilul de Facebook și Windows Live. Puteți posta update-uri pe Facebook sau vizualiza mesajele prietenilor cu ajutorul său. Mai jos puteți vedea două contacte care au fost plasate pe ecranul principal. Acum că am terminat la ecranul principal, trecem la cel secundar, unde se regăsesc celelalte aplicații instalate, dar și secțiunea Settings. Trecem peste Adobe Reader, care nu necesită prezentare, după care urmează Alarms, unde veți putea seta alarmele. Interfața acestei secțiuni ne amintește ușor de cea folosită de iOS. Hai să vedem ce ne rezervă camera lui LG Optimus 7 și interfața Windows Phone 7. După cum spuneam la început, telefonul are în dotare o cameră de 5 megapixeli de o calitate foarte bună. Acesteia îi se alătură un blitz, iar cu ajutorul lor veți face poze de excepție. Beneficiați și de setări precum Intelligent Shot, Beauty Shot, Panorama, efecte de culoare sau Anti-Shake. Pozele vor fi salvate rapid și, deși noi setasem pe off opțiunea, aveți posibilitatea de a partaja pozele efectuate automat. Vizualizarea galeriei este foarte simplă, iar cu un gest banal veți avea acces la pozele tocmai făcute. La fel de simplu puteți trece din modul de captură foto în video. Telefonul este capabil de înregistrare HD, iar rezultatele sunt foarte bune. La redare nu am întâmpinat niciun fel de problemă de lag sau sacadare, iar sunetul, deși mono, se aude excelent. Până și volumul înregistrărilor este foarte bun. Terminalul LG suportă și zoom digital, iar la înregistrarea video aveți opțiunea de a porni blitzul pentru a filma în condiții de luminozitate redusă. Ce mai trebuie menționat la capitolul foto este ideea de lăudat a celor de la LG. Ca să nu mai pierdeți timpul căutând aplicația foto, aceasta poate fi pornită rapid apăsând lung butonul dedicat de pe margine și chiar dacă telefonul este în stand-by, aplicația va porni. Astfel, nu veți mai pierde evenimente importante care trebuie imortalizate rapid. Pe scurt, nu avem ce reproșa la acest capitol. Să aruncăm o privire și asupra lui Maps. Deși funcția este bazată pe Bing Maps, acesta nu este un defect, iar rezultatul este un rival pe măsura lui Google Maps. Totuși, navigarea nu funcționează în România, cel puțin nu sub formă de instrucțiuni turn-by-turn. Fiind obișnuiți cu Google Maps, dacă nu am ști că aplicația este făcută de cei de la Microsoft, nu am vedea nicio diferență. Un aspect de apreciat, putem spune. O suită de aplicații care întotdeauna a diferențiat Microsoft de rivalii săi este Office Mobile, care își face treaba excelent pentru noul OS. Suita de pe VP7 suportă atât citirea cât și editarea documentelor.
În plus, noul Office pentru mobil suportă SharePoint și OneNote, ambele servicii folosite de corporații în general. Versiunile Mobile Word și Excel nu oferă prea multe opțiuni de editare, dar pentru vizualizare și o modificare rapidă sunt mai mult decât suficiente, făcând abstracție de lipsa posibilității copy-paste-ului, care este destul de deranjant. Dacă se rezolvă și acest aspect și dacă va exista opțiune de editare în cloud prin Office 360, suntem siguri că telefonul va fi foarte bine primit de segmentul de afaceri. Vom asista oare la dispariția mitului de business phone al celor de la BlackBerry? Vom vedea. Accesăm acum meniul setări pentru a vă mai prezenta câteva funcții foarte utile. În secțiunea ringtones avem o mică nemulțumire. Deocamdată nu se pot modifica ringtone-urile după plac și nu se poate selecta un sunet sau o melodie, astfel că ne vom limita la tonurile banale de apel oferite de Microsoft. Nici la capitolul teme, setările nu stau prea bine, fiind disponibile două culori de fundal, alb sau negru. Din fericire, măcar în cazul Live Title-urilor, Microsoft ne-a permis un nivel de personalizare mai ridicat, putând alege dintr-o paletă mai largă de culori. Trecem peste restul setărilor pentru a ajunge la opțiunea Find My Phone. Da, ați văzut bine, acest serviciu care la Apple costă $99 pe an, la Microsoft este gratuit. Într-adevăr, la Apple mai primis ceva în plus, dar funcția pentru care utilizatorii iPhone doresc acest serviciu este Find My iPhone. De pe pagina windowsphone.life.com puteți localiza telefonul pe hartă, îl puteți apela, trimite un mesaj către el sau bloca, eventual să ștergeți datele de pe handset de la distanță. Totul gratis, evident. Ultima aplicație pe care dorim să vă prezentăm este Wonder Reader, cea mai bună aplicație de RSS găsită de noi în Marketplace. Evident, există și altele, dar aceasta ni s-a părut cel mai ușor de folosit și configurat cu un cont Google Reader. Păcat că trebuie să intri în știrea respectivă pentru a o putea marca printr-o steluță. Posibilitatea de îmbunătățire a funcționalității însă există întotdeauna. Evident, aceasta este versiunea demo și are tendința de a uita parola de la contul RSS, dar în rest funcționează impecabil și păstrează aspectul general al sistemului de operare. Să tragem deci concluziile. Windows Phone 7, deși vine fără prea multe posibilități de customizare și lipsit de copy-paste, este mult, mult mai bun decât Android și chiar iOS la apariția acestora. După cum am mai spus, am fi dorit să putem folosi butonul de share mai eficient în cazul social media și să avem cum să schimbăm tonul de apel cu ceva mai original. Cu toate acestea, nici nu credem că poate fi măsurat gradul de evoluție al lui Windows Phone 7 față de Windows Mobile. Suntem convinși că și dacă veți fi unul din acei early adopters care migrează către această nouă platformă, nu veți fi dezamăgiți. Este un sistem de operare bun, chiar foarte bun, care promite. Viitorul ei însă va fi decis de către dezvoltatori și dorința acestora de a dezvolta aplicații pentru Windows Phone. Ei sunt avantajați de faptul că pot folosi aceleași utilitare de dezvoltare ca și până acum, deci teoretic nimic nu le stă în cale. Un alt aspect foarte important pentru orice sistem de operare modern este comunitatea din spatele acestuia. Dacă apare un iPhone Dev Team sau XDA Developers care se ocupă de un jailbreak și unlock, atunci putem considera că platforma a adunat destui utilizatori pentru a avea succes. Deși producătorii precum Apple sau Google încearcă să combată acest fenomen, este clar faptul că el e foarte important, poate chiar destul de important pentru a decide soarta unui sistem de operare nou apărut. Un update este așteptat chiar la începutul lui 2011, iar odată cu acesta ne așteptăm ca multe dintre neajunsurile de început ale sistemului de operare să fie corectate. Despre LG Optimus 7 doar atât. Este unul dintre cele mai dotate telefoane aflate azi pe piață și cel mai bun terminal LG pe care l-am testat până în acest moment.
nu-i lipsește absolut nimic. Îl recomandăm cu desăvârșire. Handsetul va fi disponibil la prețuri ceponesc de la 129 de euro, împreună cu abonamentul Vodafone Complet 2000 și internet pe mobil 1 GB pe 2 ani prin Vodafone România. Concluzia este următoarea. Microsoft a reușit în sfârșit să se reinventeze și a creat un produs original, proaspăt și interesant de folosit, care își va găsi locul pe piață destul de rapid. De asemenea, LG Optimum 7 este un telefon foarte capabil și plăcut de folosit. Verdict mobilissimo.ro. Dacă sunteți dispuși să treceți cu vederea cele câteva neajunsuri temporare semnalate de noi legat de sistemul de operare, recomandăm atât telefonul cât și sistemul de operare.